Asupra proiectelor de documente propuse spre aprobare către Sfântul și Marele Sinod din Creta, s-au făcut o serie de critici din partea multor teologi și ierarhi din aproape toate bisericile locale. La Pireu, în Grecia, s-a desfășurat un simpozion organizat de 5 mitropolii, numit Sfântul și Marele Sinod, Pregătire Mare fără așteptări, care a strâns teologi de marcă ce au criticat dur atât organizarea, cât mai ales un anumit proiect de document, și anume relația Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine. Acest text este unul problematic din punct de vedere dogmatic, deși chiar în text se afirmă că acest sinod nu se ocupă de dogme. Totuși se face referire la însușirile bisericii de a fi una, sfântă, sobornicească și apostolească, dar și faptul că Biserica Ortodoxă recunoaște existența altor biserici care nu se află în comuniune cu ea. Acest text este un text ecleziologic, adică prin excelență un text dogmatic, atâta timp cât definește biserica în relație cu alte numite biserici. Textul pregătitor a fost amendat de mai multe biserici locale, printre care bisericile locale din Georgia, Bulgaria, Grecia și Rusia. În lucrarea monumentală a părintelui american Peter Hirsch, numită foarte sugestiv De la Conciliul II Vatican la Sinodul Panortodox, se fac foarte multe conexiuni între teologia Conciliului II Vatican și Sinodul Panortodox, mai ales în privința textului Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine, care poate fi interpretat ușor în sensul pe care îl dă Conciliul II Vatican, ce a dezvoltat o nouă ecleziologie care de acum nu se mai consideră unica păstrătoare a adevărului sau extra ecclesia nulla salus, în afara bisericii nu există mântuire, ci consideră că există elemente harice și mântuitoare și în afara granițelor văzute ale bisericii depline, adică cea romano-catolică. Noua ecleziologie definește biserica deplină, în cazul ortodoxilor, biserica ortodoxă, în raport cu bisericile nedepline, adică anticalcedonieni, neoprotestanți, protestanți, necreștini și chiar atei, dar care caută să ajungă la deplinătate prin mișcarea ecumenică, prin așa numitul Consiliu Mondial al Bisericilor. Bazele acestei noi ecleziologii au fost puse de doi iezuiți, Congar și Runner, iar apoi această teorie a fost ratificată în romano-catolicism prin Conciliul II Vatican. Această teorie sau noua ecleziologie a fost preluată de Patriarhie Ecumenică prin profesorul mitropolit Ioan Iziziulas, de aceea unii teologi au putut vorbi de o preluare în oglinda acestei teorii romano-catolice și în Biserica Ortodoxă, încercându-se a se influența în acest sens sinodul panortodox, după cum au tras un semnal de alarmă mulți teologi ortodoxi. Pericolul schimbării ecleziologiei ortodoxe, ecleziologie ce afirmă că nu poate exista har, energie necreată, mântuitoare și sfințitoare, taine, în afara granițelor ei, delimitate clar prin anatemele de la sinoadele ecumenice și locale, este semnalat de multe voci care pretind că se dorește a se acorda sau a se recunoaște existența harului mântuitor, sfințitor și a tainelor în afara granițelor bisericii, considerată până acum doar Biserica Ortodoxă. Însă, această teorie a bisericilor nedepline nu are niciun temei în tradiția bisericii, la Sfinții Părinți sau la sinoadele ecumenice de până acum. Semnalul de alarmă a fost tras de către teologii Tselenghidis, Metalinos, Zisis, dar și de mulți ierarhi ai Bisericii Greciei, care au înaintat un memoriu Patriarhiei de Constantinopol numit Noua Ecleziologie a Patriarhului Bartolomeu, ce arată folosirea unei terminologii neortodoxe în formulările oficiale ale Patriarhului, ce duc la o nouă înțelegere asupra Bisericii, care nu are legătură cu Evanghelia și cu Sfinții Părinți, care au arătat o singură cale, un adevăr unic, un unic botez într-o biserică unică, întemeiată de Hristos cel unic, Dumnezeu și om, adică Biserica Ortodoxă.